Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, suntem în casa familiei Lupu Ioan și Alina, satul Ferăstrău, comuna Oituz, județul Bacău. Suntem în monah Macarie de la Schitul Oituz. Acum o jumătate de oră am fost anunțați, împreună cu ieromonahul Atanasie, că după ce au făcut rugăciunile la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, au observat de două ori în timpul serii cum izvorăsc lacrimi din icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Nu vrem să facem nimic mai mult decât ce trebuie făcut în momentul când se întâmplă o minune, pentru că minunea în biserica noastră ortodoxă se face de fiecare dată de către Dumnezeu și Maica Domnului pentru un singur scop, pentru întărirea credinței credincioșilor. Pentru noi este o întărire în credință, mai ales în aceste vremuri în care Sfânta Biserică este prigonită din toate părțile. Și dacă s-au zăvorât porțile mănăstirilor și a bisericilor, puterea lui Dumnezeu se arată acolo unde voiește. Vedem și acum cum curge picături de lacrimi din ochii Mântuitorului și a Maicii Domnului. Încet, încet se prelinge până aici jos. Uitați că punem mâna aici pe icoană și ne miruim. Miroase a mir, miroase frumos. Și Maica Domnului ne întărește și ne acoperă cu Sfântul ei acoperământ. În aceste vremuri de prigoană, ni se arată minuni ale Maicii sale ca să pricepem și să înțelegem ceea ce vă spunem de atâta timp, că biserica va ajunge în vremurile de prigoană în catacombe, fiecare casă unde se găsesc doi sau trei adunați în numele lui Dumnezeu va deveni o biserică vie, fiecare om va fi un templu al Dumnezeu, fiecare inimă este un altar și fiecare rugăciune va fi o sfântă liturghie. Mulțumim, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, mulțumim Bunului Dumnezeu, că ne dă sprijin și putere în vremurile acestea. O rugăm să ne ierte de păcatele noastre, a slujitorilor, că nu suntem vrednici să primim asemenea binecuvântări. Mulțumim Maicii Domnului că se arată unde nu știi, unde nu crezi, unde nu te aștepți, pentru a ne întări pe toți în credință și îi rugăm pe Bunul Dumnezeu să ierte păcatele tuturor, să primească pocăința noastră generală, pocăința care ar trebui să o facem tot neamul, ca să scăpăm de toate frământările, toate luptele, toate zbuciumurile care sunt în inimile noastre în aceste vremuri de prigoană pe care unii nu le consideră că ar fi de prigoană. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.